Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și am primit de la George Hodorogea un pamflet cu rugămintea să-l publicăm, pentru că l-am considerat interesant, asta și facem. Rasele de papagali care bântuie YouTube-ul. De această dată mă adresez într-un mod mai puțin academic analfabeților funcționali, adică celor care știu să citească și să scrie, dar nu înțeleg niciodată nimic. Nu fac acest lucru din mândrie sau orgoliu, ci din simplu motiv că mă revoltă modul josnic în care acești analfabeți funcționali jignesc colectivul vostru inimos pe care eu îl apreciez în mod deosebit și cu care am o colaborare excepțională. De aceea avertizez de la bun început sutele de mii de abonați fideli care vă urmăresc că voi folosi cuvinte dure. Sunt și eu la rândul meu un fidel abonat al canalelor voastre, mai ales că avem o colaborare strânsă și în mod firesc urmăresc evoluția acestora, dar și comentariile pe care le lasă abonații voștri. Constat cu stupoare cum se trezesc unii neaveniți să lase comentarii ascunși în spatele unui cont YouTube fictiv. În imbecilitatea lor nu realizează că lasă o amprentă care permite specialiștilor voștri să afle cu precizie adresa IP. Aceștia sunt papagalii imbecili care ne țin prelegeri și printr-un amalgam de propoziții stupide. Ei încearcă cu disperare să convingă cum că doamna Claudia Mesea Paraschivescu ar fi de fapt un robot. Rasa papagalilor imbecili, având creierul intrat în putrefacție prematur, susține de fapt că ar fi imposibil să documentezi, să citești, să montezi atâtea materiale de unul singur, subliniind că acest lucru este imposibil pentru o ființă umană. Ce poți răspunde unor limitați? Măi, papagal imbecil, pentru că toată viața ați frecat cașul, a stat cocoțați în cârca lui mămica și a lui tăticu, fără să produceți nimic, consumând oxigen nejustificat, este complicat să înțelegeți ce se întâmplă. Evident că pentru voi este ceva de ordinul fantasticului. Este de prisosință să vă explic că la un astfel de documentar lucrează în realitate minim 7 oameni printr-un efort susținut din clipa în care este conceput și până ajunge în atenția publicului. Un astfel de papagal imbecil, după ce termină muniția, enervat din succesul său, de faptul că cei care urmăresc documentarele sunt din ce în ce mai mulți, lasă comentarii nesimțite sunând despre Claudia că este agramată și mincinoasă, că trebuie să se oprească din a mai prezenta documentare. După ce crizează văzând că nu reușește să fie convingător, nici n-ar avea cum, debitează inepții precum că nu pronunță corect verbul era sau că nu are dicție, apoi revine cu găselnița că ar fi de fapt vocea unui robot. Acest papagal imbecil, al cărui creier este de fapt un cartof stricat, pe lângă penibilitatea de care dă dovadă, ne demonstrează că în realitate el este un analfabet funcțional, un pericol iminent pentru România. Bă, apreciază că unii oameni muncesc ca tu să beneficiezi de informații gratuite, pe care le urmărești constant pentru că lași comentarii. De ce te transformi în imbecilul ofuscat care este nervos pe succesul celui care muncește? Dacă nu-ți place ce auzi, du-te și plimbă ursul prin pădure, că dacă nu te trimit eu cu trotineta în deșert, adică poți să tragi o linie spre infinit și du-te la păscut, măi, oaie. Îmi cer scuze față de marea majoritate a fanilor voștri, de altfel, oameni bine educați care apreciază munca, în mod special munca voastră. O altă categorie de analfabet funcțional o reprezintă papagalii fumători. Aceștia sunt înrăiți și întreabă constant, ce fumați că vreau și eu. Oameni buni, vă dați seama care este nivelul unui astfel de ratat social. Măi, fumătorile înrăicești, ca să-l parafrazez pe Gigi Becali, du-te-vă la cerșit unde vrei, aici ai greșit adresa pentru că nu se fumează. Avem și analfabet funcțional din rasa papagalilor obsedați. Ăștia stau cu organele genitale în gură permanent și în acest motiv simt nevoia să le pomenească și în scris. Sunt distruși complet. Pentru că nu înțeleg nimic, încep să adreseze injurii mitocănești, repetând papagalicește cuvinte obscene. Sunt ferm convins că nimeni nu are nevoie de papagali obsedați, dar nici de papagali fumători. Așa că roiul, dacă nu vă convine ceva. Noi, abonații, nu suntem obligați să vă suportăm. Papagalii filozofi, dar nu de oraș și de baltă. Aceștia sunt o categorie ciudată care, pentru că nu tac și se bagă în seamă precum musca în rahat, nu ajung niciodată filozofi. Ei întăresc rândurile analfabeților funcționali și atunci când le atrage atenția, răspund în felul următor. Nu sunt analfabet, nu vezi că știu să scriu? O specie aparte sunt papagalii habotnici care comentează cu ajutorul tastelor copy și paste despre adevărata credință, credința oarbă de sorcintă ortodoxă. Am ajuns să-mi fie rușine că sunt ortodox. Într-un comentariu, un astfel de papagal s-a gândit să-i atribuie Claudiei toate păcatele atât pământești
cât și cele universale, pentru că nu este un ortodox practicant care merge la biserică. L-aș întreba pe papagalul habotnic: mă, de unde ai tu habar când merge Claudia la biserică? Și dacă nu merge, care-i problema ta, mârlane? Această rasă mizerabilă care atinge apogeul analfabetismului funcțional, îi numesc pe cei care nu sunt ortodoxi sectari. Ce înseamnă sectar potrivit Dextului? Partizan intolerant și exclusivist al unei doctrine politice, filozofice sau religioase. Intolerant față de cei cu alte convingeri, exclusivist. Pe mei papagalilor habotnici, nu vedeți că, de fapt, voi sunteți sectari? Unde este toleranța voastră față de semeni? Unde scrie în Biblie despre sectari? Unde a fost stabilită ortodoxia ca fiind unica și dreapta religie? Musulmanii, care sunt mai numeroși decât ortodoxii, ar trebui să vă pună capac, ar trebui să desfințeze toate religiile și să vă convertească la religia lor. Dar pe voi nu v-ar suporta cu siguranță nimeni. Papagalilor habotnici, nu aveți un drept să limitați semenii voștri la convingerile voastre inculte, așa să știți. Din această categorie se evidențiază unii papagali care pretind că ar trebui să fie ei cei care trebuie să decidă dacă și când un material scris de mine sau documentat de cei care lucrează la acest proiect trebuie adus la cunoștința publicului. Păi, voi realizați că sunteți de penibili? Ați consultat un medic? Urmăriți titulatura de papagal critici? Papagalii care dau indicații, papagalii zăpăciți, sunt o specie a idioma polițiștilor de la circulație, în sensul că atunci când este traficul mai greu, ei încurcă circulația. Aici voi face referire chiar la textele scrise de mine. Dacă scriu un text în care critic stânga, sunt hulit că nu am scris de dreapta. Dacă scriu un text în care critic dreapta, sunt hulit că nu am scris despre stânga. Dacă îmi exprim părerea despre stânga concomitent cu dreapta, spunând că toți sunt o apă și un pământ, de vină este Băsescu. Deși niciodată nu l-am gratulat pe Băsescu, nu am avut motive, se trezesc papagalii zăpăciți care încep să urle jos Băsescu. Tare, nu? Rasa papagalilor peceriști este o rasă care seamănă mult cu papagalii habotnici. Nimic, niciun argument, cât ar fi el de sustenabil, nu-i convinge că pe vremea regimului comunist se trăia rău. Că acel regim ne-a aruncat cu 100 de ani în urma altor țări. Ba din contră, Nicolae Ceaușescu a fost cel mai bun conducător al planetei și al universului și dacă acesta nu exista, noi nu mai existam ca nație. Nicolae și Elena Ceaușescu au fost făuritorii viitorului luminos al României de azi, o Românie condusă de eșalonul 2 al PCR, o Românie care nu scapă de metecnele comunismului, o Românie în care invidia este pusă înaintea muncii, în care cultul pentru muncă este perimat, pentru că hoția este la loc de cinste. Să vii să susții că acel regim odios a fost benefic poporului român, mi se pare că trebuie să te fi născut cu o gaură în creier. Să-mi spui că era bine și că toată lumea avea loc de muncă pentru că ne furam singuri căciulea, mi se pare incalificabil. Nu am nimic cu familia Ceaușescu, ci din contră regret că aceștia au fost uciși la ordinul celor cultivați chiar de ei de-a lungul vieții în ziua de Crăciun. O palmă urâtă pe obrazul milioanelor de români, dar și pe obrazul bisericii ortodoxe, dar și al bisericii catolice, biserici care nu s-au opus și care s-au mulțumit să se îngrașe de pe urma morții soților Ceaușescu. Nu voi fi niciodată partizanul ceaușeștilor și nici al sistemului comunist. Asta pentru că datorită lor copilăria mea a fost umbrită și pentru că mai târziu, când am crezut că am scăpat de comuniști, din naivitate, nu din alt motiv, m-am lovit de un stat român garnisit cu foștii membri de partid și care funcționează după principiul cine nu este cu noi este împotriva noastră. De un sistem în care locurile din lojă sunt rezervate pe viață pentru foștii călăi ai ceaușeștilor, iar restul suntem noi cei mulți care trebuie să stăm cu capul plecat pentru că, după cum ne-a fost inoculat, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Așa ne-au învățat comuniștii și încă mai sunt mulți care cred orbește în acest principiu. Eu vă spun că un cap ridicat este mult mai greu de tăiat. Dacă teleportarea în timp ar fi posibilă, acești papagali peceriști ar trebui teleportați în acele vremuri ca să retrăiască acele vremuri minunate, vremuri în care se stătea la coadă la tacâmuri de pui și oamenii mureau călcați în picioare de cei mulți și disperați să cumpere o mică porție de oase și piele de pui pentru o amărâtă de supă. Să-și amintească zilele fără apă la robinet și fără căldură în calorifere și atunci probabil că se vor mântui. Să meargă din nou la duhovnic să se spovedească și apoi să se întrebe de ce a venit securitatea peste ei și a dus la torturat ca să-și reconfigureze creierul și modul de a gândi. Eu prefer să merg înainte. Să sper că într-o bună zi românii mei
se vor trezi și vor lupta cu sistemul pentru drepturile lor, nu cu mine și nici cu administratorii canalelor YouTube, prin intermediul cărora, într-un mod neconvențional, adică în format audio, am avut prilejul să vă transmit informații din toate domeniile și din toate genurile literare. Papagalii Damblagi. Ei numesc pe cei care comentează vehement cu privire la anumite materiale genul ficțiune pe care eu l-am scris adesea. Am utilizat ficțiunea împletind nenumărate adevăruri istorice pe care mulți dintre voi probabil nu le știați sau le-ați uitat. Acest aspect nu a fost niciodată sesizat de papagalii Damblagi. Acești papagali sunt o rasă dualistă pentru că atunci când este cazul, se transformă în papagali clevetitori, papagali care comentează inclusiv la pamfletele scrise de mine. În concluzie, ei niciodată nu sunt mulțumiți, indiferent cât de bine scriu un material. Există foarte multe rase de papagali, însă deocamdată mai amintesc rasa de papagali bântuitori. Aceștia, din urmă, sunt o rasă specială, deoarece ei dispar și reapar periodic sub alt nume. Unii dintre ei suferă de un analfabetism funcțional atât de avansat, încât subădit deranjați de titlul poemului meu intitulat Te-am umplut femeie. Acest poem este un poem profund de dragoste, numai că ei nu-l înțeleg, sunt complet depășiți. Tot ei vin în ajutorul papagalilor imbecili, îmbrăcând haina milogului care roagă frumos administratorii canalului YouTube să renunțe la vocea Claudiei, întrucât este o voce forțată, ea având urechi deosebit de fine, ci pentru că această voce este stresantă și zgârie pe timpane. La această rasă de papagal se termină cretinismul. Este maximul care poate fi atins de o rasă de papagali analfabeți, nu orice fel de analfabeți, ci unii funcționali. Cu toate că au existat aceste categorii de papagali dăunători, am observat că acești oameni inimoși care au construit aceste canale de comunicare publică se bucură de multă apreciere din partea marii majorități a celor care urmăresc cu interes atât materialele scrise de mine, cât și cele documentate de alți colaboratori ai voștri. Ei bine, numărul de vizualizări, dar și numărul mare de like-uri, spune că acești papagali de care am pomenit sunt într-o minoritate covârșitoare. Fiind o minoritate, m-am gândit să le dau atenția necesară și am creat pentru ei acest pamflet. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și îi mulțumesc prietenului meu, George Hodorogea, pentru pamfletul furnizat. Ca de fiecare dată, vă mulțumesc și vouă, cei care ne urmăriți, și dacă ne apreciați, luați exemplu prietenului meu și nu lăsați papagalii să vă timoreze. Luați atitudine și puneți-i la punct. Nu stați cu capul plecat, luați atitudine față de nesimțirea unora și cu siguranță se vor face nevăzuți. Vă doresc numai bine și înainte de a vă anunța că toți acești papagali vor fi eliminați unul câte unul, vă spun pe curând!